Corina Rizescu, în vârstă de 36 de ani din Slatina, mama unui băiețel de doar un an și 8 luni, a fost diagnosticată recent cu cancer. După ce a cerut părerea mai multor medici din România, iar veștile primite nu au fost deloc bune, tânăra a hotărât să meargă în Turcia pentru a învinge boala. Cu sprijinul celor care s-au oferit să o ajute cu diferite sume de bani, Corina a ajuns la clinica din Istanbul, unde va fi salvată. Am venit aici, vorba ce, condamnată la moarte și am primit o șansă la viață enormă. Adică, na, lucrurile sunt cu totul altfel față de cum mi s-au spus în țară. Și avem speranțe mari. Corina a fost supusă astăzi unor investigații de specialitate, iar săptămâna viitoare va fi operată. Va urma apoi o cură de chimioterapie. Astăzi am făcut analizele și marți la prima oră o să intru în operație. Îmi vor scoate aparatul reproducător și ureterul stâng este singurul afectat după operația asta. Vor prelua probe pentru biopsie și în funcție de biopsie mi se va stabili și un tratament de chimioterapie de după. Este o chimioterapie de curățare a organismului de eventuale celule rămase și nevăzute pe la PET-CT, pe la investigațiile de le-am făcut. Mai mulți oameni s-au mobilizat pentru a o ajuta pe tânăra mămică, printre ei și membrii clubului Slatina Running, care au strâns 12.000 de lei în urma unei acțiuni caritabile. Tânăra le este recunoscătoare tuturor celor care au fost alături de ea. Le mulțumim din suflet și datorită lor suntem aici și datorită lor șansele mele sunt imense. Băiețelul este acasă cu mama, cu părinții mei, este năzdrăvan, el, da, spre norocul nostru este prea mic ca să-și dea seama de ce se întâmplă. Donații se pot face în continuare în contul deschis la Raiffeisen Bank, pe numele Corina Rizescu. Și pe Facebook este organizată o campanie de strângere de fonduri cu mesajul „Ajută-mă, te rog, să înving cancerul”.